Buongiorno și bună dimineața de aici din Camping in Town, din Roma. Astăzi o zi frumoasă, deși azi noapte a plouat torențial toată noaptea, dar bine că a plouat azi noapte și nu azi. Se anunță ploi după ora 4 după masa. Astăzi, ca și obiective, ar fi Gura Adevărului, Templul lui Hercule și Catacombele. Și mai vedem, poate și altceva, să vedem cum reușim. 24 aprilie, se pare că în Roma salcâmii au înflorit. E devenit la pastoral cu albinele. Hai că până la urmă, în loc să ajung în centru, am ajuns în suburbii. În suburbiile Romei, dar interesant și pe aici. Să vedem viața lor de aici. Autobuzul care ducea în centru era prea aglomerat și s-a și stricat. Și așa că am luat 985 și a venit în suburbia asta. Da, uite, stație de metrou aici. Așa că luăm metrou și mergem în centru cu metrou. Așa, după ce am mers vreo 30-40 de minute cu metrou, hai 30, am ajuns în zona Apia Antica. De aici avem de traversat un parc enorm și ajungem în zona catacombelor, unde sper să nu fie foarte mare coadă. Foarte faine străzile. Efectiv am traversat orașul. Cam așa arată parcul ăsta. Plin cu măslini, tot felul de plante faine. Nu e foarte amenajat. Așa, o zonă verde, mai de toată ziua. Uite, aici avem o pădure de bambus și trestie de zahăr. Deci interesant, aici este un parc de câteva sute de hectare, cel puțin. Și scrie că este o arie agricolă publică. Sunt și ferme în interiorul parcului, e de mare. După ce am mers mult prin pădure pe aici, am ajuns la Ninfeo di Egeria. Cred că e ceva lăcaș de cult aici. Da, un fel de lăcaș de cult care a fost abandonat. Și are în centru o fântână naturală. Da, deci aici scrie că sunt datate din anul 300. Că era un lăcaș de cult și o sursă de apă pentru cei care făceau agricultură în zona asta. Cam așa arată parcul ăsta. Dacă poate fi numit parc. Am florit stejarii. Se aud albinenii. Da, deci istoria aici în Roma poate fi găsită și pe dealuri și pe drumuri de țară. Aici este o biserică. Din păcate nu se poate intra, dar arată cam așa. Și o imagine dinăuntru. Deci nu e istorie numai în Piața Veneția aici. Și pe aici, prin coclaurile astea,
trebuie să găsim catacombele. Jos, sub noi, sunt orașele subterane. Sper să găsim intrarea în ele, să vedem. Să le vizităm. Asta este basilica de deasupra catacombelor. Am luat bilet, 8 euro de persoană. Este bilet aici? Se intră la ora 2. Mai avem... Mai este jumătate de oră de așteptat. Sper să permită filmarea în catacombe, deși nu cred. Aici este statueta și probabil mormântul San Sebastiano. Iar statueta aia în centru are închisă o mică căsuță, nu știu ce e acolo. După asta vom coborâ în catacombele Sfântului Sebastian. Cam așa arată cartografierea catacombelor de la Sfântul Sebastian. Aici e intrarea în catacombe. Dacă nu ne lasă să filmăm înăuntru, măcar aici la intrare. Publicului din 8 câte se găsesc în afara zidurilor Romei. De oamenilor de rând. Stânga-dreapta. Închiși cu plăci de teracotă sau marmură. Roca în care s-a excavat se numește tuf. E ușor de excavat. Văd că e foarte moale și friabilă. Aici avem cripta unui copil. Făcută din teracotă. Aici este sala mansoleelor. Localizată la 9 metri sub podeaua bisericii. Unde sunt înhumați oameni mai importanți ai societății. Uitați-vă ce e aici. Deci am aflat că în catacombe sunt mormintele a peste 500.000 de oameni. Interesant, nu? Iar asta este ultima operă de artă creată de Bernini. Înainte să moară, când avea 81 de ani. Niște detalii impresionante. Statueta se numește Iisus Hristos. Salvatorul de Lorenzo Bellini.
Aici sunt catacombele Sfântului Castilio. Și am ajuns într-o livadă super cu măslini. E cât de frumos. Și ce mirosuri. Totul este înflorit. E necător mirosul ăsta. Nu știu ce miroase atât de frumos, dar... Da, miroase. Și-o plăcere să te plimbi printre măslini. Pe o vreme ca asta. Fără cuvinte. Acum ar trebui să găsim gura adevărului de lângă Circus Maximus. Dar mai e ceva de mers până acolo. Ceva mai mult. Și cam așa arată și aleea cu tuia. Bă, ce tuia mari, n-am văzut niciodată așa mari. Care duce la catacombele Sfântului Castilio. Ce frumos e cactusul ăsta. Singur aici pe câmpul ăsta. Avem plante exotice peste tot. Și am ajuns la Circus Maximus. Se țin câteva reprezentații amintind de Roma antică, iar la capătul opus acolo este basilica unde vom găsi gura adevărului. Începe să se înnoreze, după câte văd de aici, dinspre Marea Adriatică. A, uitați-vă câteva bijuterii aici. Este cripta. Cripta di Adriano. Sub altarul bisericii. Cam asta este coada pentru a vizita gura adevărului. Cam așa arată gura adevărului. E coada foarte mare, nu se poate intra la ea, dar reușesc să filmez de aici. Am găsit această biserică greco-catolică. Oamenii merg cu mâna. Cu mâna în gură, iar dacă spun vreo minciună, legenda spune că le va prinde mâna. Este o piesă de 1300 de kilograme. Se crede că este desprinsă din Coloseumul Hercule, care este peste drum. Și că ar fi fost ori o fereastră, ori prin gura acestei pietre, acestei opere, se scurgea sângele
când se practicau sacrificiile. Deci ăsta este templul lui Hercule peste drum de Biserica Greco-Catolică, unde este găzduită Gura Adevărului. Este templul, nu Coloseum, cum am spus mai devreme. Și se crede că piesa era pusă în tavan și ploua prin ea, sau că ar fi fost piesa prin care se drena sângele vitelor sacrificate în memoria sau pentru zeul Hercules. Asta este fântâna din piața Hercules și Biserica Greco-Catolică în care tocmai ce am fost în spate. Aici e mai învolburat râul și se desparte în două și formează insulița asta. Ha? Ce fain de ăștia care locuiesc pe insulița asta. Am ajuns într-o zonă selectă. Ce poate să fie și pe aici. Pe cât de select, pe atâta de murdar și haotic. Și pentru că vremea s-a stricat și s-a făcut destul de târziu, adică ora 6 după amiaza, ultimul obiectiv deschis a mai fost aici, la Catedrala San Pietro. Și e fain că e și slujbă, se cântă la orgă. Esprimo la gratitudine e do il benvenuto a questi fratelli e sorelle del Kermes, la Cecilia e Senza, per la loro presenza e per il loro servizio di animazione di questa Santa Eucaristia. Le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen.
specialist acum. Toți papii. Începând din anul 64. Se vorbește foarte mult de pace la slujbă. Pace de care Europa se pare că nu mai are parte. Mă bucur că am reușit să iau parte la o slujbă exact în Duminica Paștilor. Chiar dacă a Paștilor Ortodox, în această catedrală superbă, simbolică pentru creștinism. Vă doresc la toți un Paște fericit, plin de liniște și o seară bună în continuare. Mă bucur că am reușit să iau parte la o slujbă exact în Duminica Paștilor, chiar dacă a Paștilor Ortodox, în această superbă catedrală, emblematică pentru creștinismul din toată lumea, printre creațiile lui Michelangelo. Și vă doresc tuturor Paște fericit și multă liniște în suflet. Vizita de azi se încheie aici, în această superbă catedrală și unică, după părerea mea. N-am mai văzut niciodată așa ceva, atâta de măreț. Afară plouă, s-a făcut seară și mergem la camping, odihnă, că mâine o luăm de la capăt și mâine este și zborul către România. Salutare!